Bună seara, stimați telespectatori! Începe un nou jurnal Muntenia TV. Iată care sunt subiectele principale din această seară. Accident grav produs ieri noapte pe fondul neacordării de prioritate. Giurgiu veni dorni să ocupe un post de subofițer în cadrul ISU Giurgiu, mai au de așteptat, concursul fiind suspendat. La Giurgiu ne lipsește metroul. Lestuit România lansează pentru al doilea an consecutiv proiectul ce are ca scop curățenia apelor și adunării. Giurgiuvenii nu s-au arătat impresionați sau speriați de eclipsa solară și au privit-o ca pe un fenomen normal. Nu a acordat prioritate și a fost lovit din plin de un alt autoturist condus regulamentar. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din municipiul Giurgiu, care a ajuns la spital după ce pompierii de la descarcerare au reușit totuși să-l sustragă din mașina făcută pachet în accidentul produs ieri noapte pe șoseaua București. Imaginile terifiante ar duce la un final tragic la prima vedere. Din fericire, bărbatul vinovat de producerea accidentului a fost scos de paramedicii de la SMUR la timp și transportat la spital. Era conștient, avea puls, dar era prins între fiarele mașinii pe care o conducea. La locul accidentului, în zona Patibar, s-au adunat în doar câteva minute zeci de polițiști, pompieri și asistenți și medici care au intervenit prompt. În timp ce conducea autoturismul de pe strada Dăiței, la intersecția cu Bulevardul București, nu s-a asigurat și nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar de un bărbat de 26 de ani din municipiul Giurgiu și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a conducătorului autoturismului care a provocat accidentul, care nu s-a asigurat, ce a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea acordării de îngrijiri medicale. Din declarațiile polițiștilor, tânărul accidentat nu ar fi acordat prioritate și a fost acroșat de o mașină de teren condusă de un alt tânăr care a declarat că nu avea viteză, dar că nu l-a putut evita. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În urma testului s-a constatat că bărbatul care a produs accidentul avea o alcoolemie de 0,22 mg per litru alcool pur în aerul expirat, iar șoferul care a fost victima accidentului nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii biroului rutier de la Poliția Municipiului Giurgiu au întocmit în cauză un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Eclipsa de soare, care a fost vizibilă și la Giurgiu pentru o scurtă perioadă de timp, din motive care au ținut de condițiile meteo nefavorabile, cerul fiind mult înnorat, nu pare să-i fi impresionat foarte mult pe localnici. Mai mult, cei mai mulți dintre oameni par să fie însă totuși bine informați despre ce înseamnă un astfel de eveniment astronomic și cum trebuie privit. Aceștia spun că au evitat să se uite prea mult spre cer din teama de a nu-și afecta vederea. Știți că e eclipsă? Da, știu. Da? Dar nu mi-am luat ochelari. Nu v-ați luat ochelari, dar ați încercat să priviți cerul, să vă uitați? Dar nu mai știu la ce oră a fost. Sau o să fie? E în plină desfășurare. Nu, n-am văzut. Știu, am auzit la televizor că ești, dar n-am văzut. După părerea dumneavoastră, e vreun motiv de îngrijorare? Nu, nu cred. Nu, de ce? Nu cred. Acoperă luna soarele și cu asta trece mai departe. Fără ochelari de specialitate, cam distruge vederea și așa că nu permit așa. Eu personal vorbesc. Și m-am uitat puțin și imediat
a venit ca o flamă de sudor așa și mi-am dat seama la vârsta mea că nu e normal. Știți că e eclipsă? Da. Și dacă este. Ați încercat să urmăriți? Păi da, nu am nici geam colorat, nu am nici geam de sudură și n-am să uit în soare. Ne-am auzit la radio. Uite. Da, da. La televizor am auzit, nu la radio, la televizor. Ați încercat să o vedeți? Nu, nu dar m-am uitat. Trebuie să ai ciop de la șasă. A, zile, da. A, nu mai pot filma, mamă, e? Că mă dă la televizor. Vă e frică? Mi-e frică, da, să nu facă ceva. A fost, nu? Credeți că nu, să nu fie în sfârșit ceva. Știi, am mâncat ternenea. Păi și eu și în somn, dacă, știam că dacă mă îmbăt câteodată, știu că e eclipsă. De ce să fie eclipsă? Ați văzut multe eclipse? Am văzut! Ne uitam și cu cioburi pe sus, avea și niște ochelari de aia. Ne uitam. De ce să ne fie frică? Ați încercat să o urmăriți și astăzi? Nu, n-am încercat. Ați uitat de ea sau cum? Nu, n-am uitat, dar n-am timp de ea, dacă eu am fost plecată, stau să mă uit cu sau să mă uit cu ochii pe cer. N-am avut timp, sincer. De ce? Păi am fost ocupată să mă pregătesc pentru școală. Cum vi se pare fenomenul îngrijorător? Nu cred. Nu. Da, am apucat să văd foarte puțin. Foarte puțin? Ți-a plăcut sau te-a îngrijorat? A fost frumos, nu m-a îngrijorat. De ce crezi că nu e motiv de îngrijorare? E ceva normal. Giurgiuvenii au putut observa eclipsa pentru puțin timp, începând cu ora 10 și 47 de minute, și asta din cauza norilor. Eclipsa a atins apogeul la ora 10 și 55 de minute, atunci când soarele a fost acoperit la umbra lunii în proporție de 42,4%, după care a intrat în regresie, spun specialiștii, fenomenul dispărând total la ora 13 și 3 minute. Următoarea eclipsă parțială de soare vizibilă în România va avea loc abia în 2020. O eclipsă totală de soare va acoperi teritoriul nostru în 2081. Lovitură de teatru dată candidaților înscriși să ocupe cele 74 de posturi vacante de subofițeri din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu. Concursul a fost anulat în urma unui ordin venit de la nivel național din partea Inspectoratului General. Decizia a venit joi, 19 martie, după ce candidații susținuseră deja prima aprobă a concursului, cea psihologică. După ce postul nostru de televiziune a difuzat în jurnalul de joi seară o știre prin care anunța că desfășurarea concursului pentru ocuparea celor 74 de posturi de subofițeri rămase vacante în urma destituirilor făcute în vară din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu, examenul de recrutare a fost sistat. Decizia vine în urma unei contestări făcute de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind neîndeplinirea condițiilor juridice de participare. În acest sens, ISU a dat publicității un comunicat prin care se precizează: demersul este determinat de necesitatea verificării modului în care a fost dobândit statutul de subofițer în rezervă de către unii dintre candidați. Raportat la aplicarea în totalitate a prevederilor sentinței penale numărul 29 din 4-7-2012, pronunțată de Tribunalul Militar Teritorial București, în dosarul penal numărul 55/753/2010 și care a rămas definitivă prin decizia penală numărul 45 din 10-7-2014 a Curții Militare de Apel București. În funcție de concluziile rezultate vor fi dispuse măsurile în consecință, procesul de încadrare urmând a fi reluat. Revenim cu mai multe informații pe acest subiect pe măsură ce vom avea un răspuns cu privire la reluarea concursului de ocupare a posturilor vacante de la ISU Giurgiu. La trei zile după ce Dumitru Beanu, administratorul public al județului Giurgiu, și-a prezentat demisia, filiala județeană a partidului, prin purtătorul de cuvânt, susține că această hotărâre face parte din strategia partidului. Liviu Popasu susține că, prin această strategie, PNL încearcă să separe politicul de administrația publică. Partidul Național Liberal Giurgiu a ținut astăzi să nege orice fractură în interiorul partidului după ce Dumitru Beanu, președinte al organizației municipale a partidului, și-a dat demisia din funcția administrativă pe care o deținea, cea de administrator public al județului Giurgiu, al cărui președinte este liberalul Vasile Mustățea, fost președinte al filialei județene PNL. Demisia domnului Beanu a fost comentată în presă mai mult decât ne-am așteptat noi. Ne-am simțit datori să emitem un comunicat de presă, să încercăm să lămurim această situație. Vreau să vă spun că noi, conducerea organizației, eram la curent cu intenția domnului Beanu de a se retrage de pe această funcție. N-a fost o surpriză pentru noi.
Popazu a mai ținut să sublinieze că demisia lui Beanu se încadrează în linii mari în strategia politică a partidului, PNL-ul dorindu-și ca aleșilor să nu cumuleze funcții administrative și politice de vârf. Demisia dumnealui se datorează faptului că PNL-ul dorește să separe funcțiile publice de cele administrative la nivel local, acțiune care a început mai demult. Eu aș înscrie în această linie chiar și demisia domnului Vasile Mustățea de la conducerea organizației județene și numirea doamnei Raluca Surd. Pentru a-și întări afirmațiile, purtătorul de cuvânt al liberalilor giurgiuveni a ținut să reamintească și cazul său, care în urmă cu mai multe luni a renunțat la funcția de vicepreședinte al partidului pe care o cumula cu funcția de viceprimar al municipiului. Și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, așa mai cu modestie, chiar retragerea mea din funcția de prim-vicepreședinte. S-a înscris tot în această linie. Așa cum era de așteptat și anul acesta, odată cu venirea primăverii, echipa Let's Do It România desfășoară acțiuni ce au drept scop curățarea apelor, în special în zona Dunării. Proiectul ce cuprinde astfel de acțiuni, Let's Do It Danube, debutează mâine la podul Bizeț, acolo unde sunt așteptați voluntarii pentru demararea acțiunii de igienizare. După ce anul trecut au reușit să strângă alături de ei peste 1000 de voluntari la nivelul județului Giurgiu în cadrul proiectului Let's Do It Danube, organizația Let's Do It România se pregătește de al doilea an consecutiv în care vor desfășura acțiuni ce privesc curățenia apelor și mai ales a Dunării. Pentru cel de-al doilea an consecutiv, echipa Let's Do It România desfășoară în această primăvară campania Let's Do It Danube, creată cu scopul de a educa și responsabiliza cetățenii României în ceea ce privește curățenia apelor și în special a Dunării, cea mai importantă apă curgătoare din țară. Campania debutează mâine, pe 21 martie, cu o acțiune de curățenie, ecologizare, la care sunt așteptați peste 3000 de elevi din toate județele dunărene. Prima acțiune de acest gen se va desfășura mâine la prima ora dimineții la podul Bizeț, unde voluntarii, alături de reprezentanții Let's Do It România, se vor ocupa să curețe zona respectivă. Alături de organizatorii proiectului a fost prezent și prefectul de Giurgiu, Nina Carmen Crișu, care susține din toate punctele de vedere astfel de acțiuni. Mă bucur că activitățile cu un caracter benefic pentru județul nostru continuă. Mă bucur că iau amploare din ce în ce mai mult, drept pentru care nu-mi rămâne decât să le urez succes, să desfășoare cât mai multe activități în acest sens și să aibă cât mai mulți susținători. Un partener ce le-a fost alături și în trecut, domnul Viorel Țiculescu, susține în continuare ideea de a trăi într-un mediu cât mai curat, iar opinia dânsului este că așa cum susținem învățământul, așa trebuie să susținem și protecția mediului. Este o activitate unică în țara noastră și sper ca și anul acesta să obțină aceleași rezultate ca și anul trecut. Așa cum susținem învățământul, așa înțelegem să susținem și protecția mediului, astfel încât copiii noștri pe viitor să aibă parte de un mediu cât mai curat pentru a se putea dezvolta. Proiectul ce anul trecut s-a aflat la prima ediție la Giurgiu a reușit să plaseze județul nostru pe locul 2 după Constanța. Reprezentanții Let's Do It speră ca și anul acesta să fie o poziție destul de ridicată și mai ales să aducă alături de ei un număr cât mai mare de voluntari. Aș vrea să spun că anul trecut acțiunea noastră a avut un succes și un ecou răsunător. La nivelul județului, numărul voluntarilor implicați a fost de peste 1000, s-au colectat peste 1500 de saci. Județul Giurgiu s-a clasat pe locul 2 după Constanța, ceea ce ne-a bucurat foarte tare. Posibile modificări în legislație pentru mașinile înscrise în Bulgaria. Acestea ar putea fi folosite în țară doar 3 luni pe an, dacă propunerea ar fi votată și s-ar pune în aplicare. Din ce în ce mai mulți români își înscriu mașinile în Bulgaria și o problemă pentru aceștia ar fi aceea că o nouă lege ar putea face să circule cu mașina respectivă doar 90 de zile pe teritoriul României. Justificarea ar fi aceea că autovehicul este înscris la vecini și nu la noi și, în concluzie, trebuie să circule pe șosele din Bulgaria și doar parțial în România. Din ce în ce mai mulți români își înscriu mașinile în Bulgaria, asta pentru a evita plata taxei auto. Acest lucru însă nu reprezintă o problemă, ci problema în sine este reprezentată de faptul că o schimbare în legislație i-ar putea face pe aceștia să fie nevoi să conducă pe șosele din România doar 90 de zile. Această decizie vine în urma constatării faptului că pedepsirea șoferilor cu mașini de Bulgaria pentru eventuale contravenții în trafic să fie aproape imposibilă, întrucât acestea sunt înscrise în țara vecină. Eventuala identificare după numărul de înmatriculare este de asemenea greu de realizat, deoarece
va duce la proprietarul fictiv din Bulgaria, nu la cel din România. Un proiect de lege depus la Camera Deputaților își propune să rezolve această situație. Ioan Munteanu, unul dintre deputații inițiatori, a explicat pentru ziare.com ce își propune legea pe care o susține. Mașinile cu număr de Bulgaria să nu mai poată sta mai mult de 90 zile pe teritoriul României. Conform poliției române, în țara noastră există deja peste 100.000 de mașini înmatriculate în Bulgaria, de șoferi care au căutat o soluție pentru a fenta plata taxei auto. Aceștia nu plătesc taxe și asigurări în România și sunt greu de pedepsit în cazul unor incidente în trafic. De altfel, în urmă cu 3 ani și jumătate a mai existat o acțiune similară, proiect de lege propus chiar de poliție, pentru limitarea mașinilor cu număr de Bulgaria, însă a fost fără succes. Elevii liceului teoretic Tudor Vianu au participat joi la o acțiune de prevenire a consumului de droguri. În cadrul orei desfășurate alături de coordonatorii centrului antidrog de la Giurgiu, aceștia au fost informați cu privire la efectele nocive ale substanțelor interzise asupra organismului și au primit sfaturi despre cum pot combate consumul de stupefiante. Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Giurgiu a desfășurat în cursul săptămânii acesteia mai multe acțiuni în școli și licee din municipiu care au avut ca scop informarea asupra efectelor nocive ale consumului de droguri, dar și prevenirea folosirii acestora în rândul elevilor. Activitatea desfășurată astăzi la Liceul Tudor Vianu în colaborare cu Poliția Locală Giurgiu este o activitate de prevenire în școală, se adresează elevilor de liceu și urmărește formarea de abilități de viață sănătoasă, fără alcool, fără tutun și, bineînțeles, fără droguri. Activitatea de prevenire pune accent pe fostele etnobotanice, care acum se numesc substanțe noi cu proprietăți psihoactive, și pe efectele distructive ale sănătății, atât fizice cât și psihice, datorită consumului acestor droguri. În cadrul orei desfășurate alături de comisarii Centrului de Prevenire Antidrog, elevii au participat cu interes și consideră că astfel de acțiuni sunt binevenite, mai ales că au scopul de a înclina și mai mult balanța în defavoarea consumului de substanțe nocive. Consumul de droguri de... Una nefavorabilă. De ce anume? Deoarece nu sunt bune și afectează inima sau alte lucruri ale corpului. Te-ai informat în privința consumului de droguri? Da. Ai luat la cunoștință efectele nocive ale acesteia? Da. Unde te-ai informat? De pe net sau de la prieteni sau de la verișori. Nu este un lucru bun, după părerea. De ce consideri asta? Pentru că nici am văzut pe la televizor și nu este bine să consum droguri. Te-ai informat până acum despre efectele nocive ale consumului de droguri? Nu, pentru că nu mă interesează aceste lucruri, nu. Nici măcar, niciodată nu m-am gândit să fac acest lucru, să consum droguri. Cum consideri astfel de acțiuni de prevenție și de prevenție a consumului de droguri? Sunt un lucru bun. De asemenea, elevii au fost îndrumați să participe la concursul național Mesajul meu antidrog, care are ca scop creșterea nivelului de educare și conștientizarea populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri. Aceștia au mai primit sfaturi privind relația pe care ar trebui să o aibă cu părinții, un factor important pentru evitarea debutului consumului de alcool, tutun și droguri. Un adolescent care nu are o relație bună cu părinții se simte marginalizat, caută înțelegere în altă parte, în cadrul grupului de egali, grupului de prieteni, da? Și așa ajunge să mintă, să fure sau mai rău să consume tutun, alcool și chiar droguri. De aceea, în afară de sfaturile care sunt trecute pe acest liant și care vor fi transmise părinților cu ocazia ședințelor cu părinții de către diriginți, pot să vă dau și vouă niște sfaturi, niște recomandări, da? Să vă ascultați părinții, să căutați să-i înțelegeți, mai ales în condițiile actuale, când ei sunt foarte ocupați cu grija zilei de mâine, cu grija de a vă întreține. Acțiunile vor continua în perioada următoare, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu, urmărind desfășurarea de programe de prevenire și informare în toate școlile și liceele din municipiu. Pe lângă proiecte de modernizare a străzilor, de reabilitare a spitalului județean și de reamenajarea unor zone turistice, județul nostru ar putea beneficia de o linie de metrou. Mai în glumă, mai în serios, ideea a fost lansată ieri de secretarul de stat Valentin Adrian Iliescu în cadrul conferinței de presă a PSD Giurgiu. Galben, fără cap.
Asta vrea și secretarul de stat Valentin Adrian Iliescu pentru județul Giurgiu, care de-a lungul timpului l-a găzduit în diferite funcții publice și politice. Declarația inedită a fost făcută ieri în conferința de presă a PSD, atunci când Iliescu a făcut referire la o discuție pe care a avut-o în acest sens cu ministrul transporturilor. Și unul dintre proiecte, care nu este o, cum să spun, o invenție de-a mea, ci este un proiect care se afla în lista lungă de proiecte pe care Nicolae Ceaușescu și regimul de la acea vreme îl gândise, este un demers prezentat Ministerului Transporturilor și care are multe file scrise, completate, justificate de nevoia unui asemenea demers. Din punctul meu de vedere, și vreau să vă spun că mai sunt câteva proiecte pe care eu nu înțeleg și nu mi le explic de ce prin prezența domnului ministru Ioan Rus, care este nevoie să-l aducem pentru că este un factor important în dezvoltarea... Poftim? Păi, cum să spun, există și vreau să vă spun următorul lucru. Intenții foarte bune la nivelul ministrului Ioan Rus. Așa cum spuneau și colegii jurnaliști, până la metrou ar mai fi de reparat podul de la Grădiștea sau șoselele bombardate din județul Giurgiu. Teatrul Tudor Vianu încheie săptămâna cu o premieră absolută. Spectacolul Derbedeul de nota 10 s-a jucat în această dimineață în fața publicului juvenil, care a avut ocazia să se distreze, dar și să-i urmărească povestea de viața unui elev din clasa 5-a. Spectacolul Derbedeul de nota 10, a doua premieră din acest an la Teatrul Tudor Vianu, a atras în sala de spectacol zeci de elevi de la școlile din municipiu. Interacțiunea dintre public și spectatori i-a ținut în priză pe tineri încă de la începutul reprezentației. Voi v-ați făcut gimnastica de înviorare? Da? Da? Toți? Da! Cine a zis nu? Haideți să o facem împreună, că... Da? Hai, ridicați-vă! Să vedeți ce bine o ridică-te! Așa, puțin, da? Ușor! Umerii, așa, și față, și brațele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Hai, toată lumea, toată lumea, toată lumea, toată lumea! Hai! Vine, vine primăvara! Și tu, și tu, putea auzi! Se așteme toată țara! Floricele pe cârpii, hai să le adunăm copii, gata, bravo! Actorii Giulia Ionescu, Vasile Toma, Gabriela Munteanu și Georgeta Antoniu, îndrumați de regizorul Matei Varodi, au dat viață unui spectacol plin de situații comice care au adus hohote de râs din partea spectatorilor aflați în sala mică a Teatrului Tudor Vianu. Tinerii au urmărit și au învățat din aventurile lui Țâcă, un elev de 11 ani, aflat în clasa a 5-a, dar cu vise foarte mari. Mai e Țâcă, deci știam un elev de nota 10. Păi ce faci aici? Raci ca un leu în loc să căci? Dar așa ca să îmi streci mie o arată. S-a răcit, domnule profesor. Păi dacă ești răcit, de ce n-ai stat acasă? Știți foarte bine, azi am lucrare de control la matematică. Și? Și eu în 5 ani de școală nu am lipsit o zi. Uit până și de boală când intru în clasă. Bravo, 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 tata. Ai să ajungi departe, departe. Nu uit ce mi-a zis tata în prima zi de școală. Ce-a zis, ce-a zis? Fiule, fără carte, viața va fi mai grea. Haideți să revedem acum principalele știri pe scurt. Accident grav produs ieri noapte pe fondul neacordării de prioritate. Giurgiu venit dorit să ocupe un post de subofițer în cadrul ISU Giurgiu, mai au de așteptat, concursul fiind suspendat. La Giurgiu ne lipsește metroul. Lestuit România lansează pentru al doilea an consecutiv proiectul ce are ca scop curățenia apelor și adunării. Giurgiuvenii nu s-au arătat impresionați sau speriați de eclipsa solară și au privit-o ca pe un fenomen normal. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos. La revedere!